Ce facem în weekend? Sunt Corina Dănilă și timp de 10 ediții voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni vinerea seara pe TVR Cultura. Doamnelor și domnilor, nu știu dacă știți sau dacă ați aflat, dacă nu vă spun eu, băieții buni ajung în rai și în cinematografe au ajuns de pe 22 martie în cinematografele din toată țara. Așadar, ce facem în weekend? Ne luăm familia, ne luăm prietenii, soțul, soția, iubita, iubitul, mai știu eu cine, și mergem în cinema pentru că veți descoperi o bucurie de film, un film care se va lăsa cu hohote de râs, așa, cu poftă și poate și cu o lacrimă în colțul ochiului când plecați de la cinematograf. O să dezvăluim mai multe pe parcursul acestui material pe care, iată, îl realizăm aici la sediul We Are Basca împreună cu Radu Potcoavă, regizorul filmului Băieții buni ajung în rai, și cu Claudiu Mitcu, unul dintre producătorii We Are Basca. Dragii mei, felicitări! Mulțumim! Oh, ce frumos ați răspuns la unison! Aparent vă înțelegeți bine! Da, avem un istoric. Deja ăsta e al patrulea film pe care îl facem împreună. Deja ne facem vacanțele împreună, da. Cumva... Copiii se joacă împreună. Înțeleg că vă inspirați foarte mult unul de la celălalt și cu siguranță vă sfătuiți și puneți frumos așa pe răboj ceea ce aveți de făcut, dar cel mai recent proiect al vostru este acest film, Băieții buni ajung în rai, un titlu incredibil de bun. Cine l-a găsit? Eu. Tu? Da. Ești vinovat și ca scenarist. De data aceasta este debutul tău și în scenaristică, exact, de da. Lungmetraj. Da, 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 aia serioasă. Serioasă, serioasă. Te-ai întrebat mult ce ne așteaptă dincolo? Păi, da, da. Adică te macină de mult acest gând, această idee, da, de la care, sigur, ai pornit tot scenariul? Da, de destul de multă vreme, numai că nu găseam o formulă drăguță de a pune lucrurile. Eu am oroare de chestiile pretențioase, foarte artistice, așa, și cred mult mai tare în ideile spuse simplu și, nu știu, straightforward, așa. Și a trecut o pandemie peste noi și tu ai produs acest scenariu. Da, și între timp a apărut pe lume fetița mea, Clara Ioana. Să trăiască. Mulțumesc. Și îi tot citeam povești și la un moment dat chestia asta m-a inspirat și am zis, hai să spun aceste lucruri care mă bântuie de ceva vreme, hai să încerc să le spun ca un basc pentru copii. Hai să pun tot acest discurs pe care aș vrea la un moment dat să-l am în fața ei, despre moarte, despre Dumnezeu, despre viața de dincolo, și așa, să încerc să le pun ca și cum i-aș explica ei toate lucrurile astea. Și să știi că a ieșit o poveste, nu doar pornind de la ideea ta, ești o poveste foarte interesantă pentru noi toți adulții. Pentru că ne gândim cu siguranță fiecare dintre noi la astfel de idei, poate că în anumite momente ale vieții mai complicate, cu diverse tragedii care se întâmplă în familii, sigur că zboară gândul poate mai tare către acolo. Și atunci ți-a ieșit o poveste și pentru oameni mari. Da. O poveste spusă comic, adevărat, și mărturisesc că, având ocazia să merg la lansarea de gală, vă pot spune cu mâna pe inimă că este o poveste care curge într-un ritm al ei, în care poți să-ți pui aceste întrebări
să le lași să cadă în tine și să ai reacții, să încasezi, să simți, să-ți dai voie să simți. Da. Cât de mult te-ai consultat cu Claudiu? Mult. Mult, pentru că noi suntem și prieteni foarte buni, petrecem mult timp împreună și inevitabil la un film de asemenea învergură, pentru că e vorba de un film artistic lung, așa, sigur că am avut foarte multe discuții despre asta. Claudiu? Cred că a fost o conjunctură bună pentru filmul ăsta. Toată lumea trecuse prin pandemie, de fapt nu trecuse pandemia. Peste noi în momentul ăla și cumva când am venit cu propunerea către echipă, către actori, că vrem să facem filmul ăsta și vrem să plecăm un pic în altă parte, în București, toată lumea a fost foarte alături de noi. Adică s-a muncit mult, dar s-a și petrecut timp în aer liber, zilele cumva curgeau altfel. Chiar mi s-a părut la un moment dat că cele două săptămâni pe care le-am petrecut... Atât a durat? Filmarea de la mare. Nu, doar filmarea de la mare. Da, parcă au trecut prea repede. Cumva ne doream să mai stăm. Noi discutăm acum concret despre film pentru că da, noi știm despre ce este vorba în film, dar am să-i rog pe telespectatori să urmărească acum trailerul filmului, dacă n-au aflat deja, să vedeți un pic cam despre ce ar fi vorba. Petrică, mai avem mulți? Stropii mă voi cu isop și mă voi cu roții, spăla mă voi și mai putos de când zăpada mă voi. Îți iei de aici ce țigări vrei tu? Dacă ai chef de lectură, ai aici Sfânta Scriptură? Și băuturi. Laura! Hei! Bă, chiar mai dă-și tu cât un muguraș de pomană că-l primesc. Vrei să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci? Te iubesc, Laura. Te iubesc de când te-am văzut prima oară în prima zi de liceu. De ce mă rog a venit tineri? Era înaltă, blondă, cu sânii mari, ce mai... Vis oricărui bărbat. Dorează mai puțin judecat. Merge mai repede. Deci Dumnezeu, în marele lui plan, se uită acum la noi? Râde? Pune și 10 mici. Ne-am întors la discuția noastră așa aplicată despre acest film minunat pe care mi-aș dori ca din ce în ce mai multă lume să-l vadă. Nu știu cât de mult va rămâne în cinematografe, eu mi-aș dori să rămână cât mai mult. Mergeți să-l vedeți. Din 22 martie în cinematografe. Este în cinematografe. Țara. Așa e. Bun. O distribuție impresionantă. O mână până la urmă de actori cu care s-a întâmplat să mai lucrezi, cu care la fel ai o chimie deosebită, ei între ei, ei înșiși au această chimie absolut necesară în realizarea unei opere artistice. Te-ai gândit din start la ei? Da, la majoritatea dintre ei. Pentru că, mă rog, ei se împart cumva în două categorii. Fie sunt actori cu care am mai lucrat și am lucrat foarte bine, fie sunt actorii cu care îmi doream de mai multă vreme să lucrez. Despre cine vorbim acum? Păi, din prima categorie vorbim și citez așa din memorie, posibil să mai scap din ei. În primul rând de Bogdan Dumitrache, de cei cu care am mai lucrat, da? Bogdan Dumitrache, Marian Râlea, Liviu Pintileasa, Șerban Pavlu. Cei cu care îmi doream să lucrez, Florentina Țilea, Cosmina Clar, Cosmina Stratan și Denisa Nicolae. Așa cum spuneam, o mână de oameni cu niște roluri pe care le-ai conturat foarte bine, le-ai creionat extraordinar de bine din scriitură și ulterior și din ceea ce ați filmat și ați montat și ați livrat publicului. Un rol total inedit.
și n-am cum să nu-l remarc. Toți sunt minunați. Dar Sergiu Costache, mărturisesc că m-a uimit, m-a șocat la modul cel mai bun cu putință, pentru că sigur publicul știe pe Sergiu Costache, acel Sergiu Costache rău, dur, obraznic, dur. E, de data asta da, ai reușit să faci un Sergiu Costache cald, bun, adevărat și m-aș zice așa cu simțire. Da, pe, iată, pe Sergiu l-am uitat. El în prima categorie, am lucrat prima oară cu el acum vreo 13 ani, cred. Și era un bișnițar care, asta era rolul lui, era un bișnițar care vindea țigări netimbrate la obor. Într-un scurtmetraj de-al meu, tatăl meu e cel mai tare. Foarte apreciat de altfel. Da. Și îl cunosc de mai multă vreme pe Sergiu, știu că poate și poate foarte bine în zona asta și cam tot timpul aveam discuția asta, măi, de ce nu încerci să faci altceva? Și el săracu spunea, păi că nu mi se dă, că mi se cer tot rolurile astea de taximetrist, de băiat rău, de interlop, de nu știu ce. Și în momentul în care l-am gândit pe Sfântul Petru, clar vroiam un Sfântul Petru care să iasă din absolut orice tipar și convenție și am zis, da, uite, ăsta e un rol pentru Sergiu Costache. Și m-a sunat imediat și am zis, bine, după discuțiile noastre cotidiene despre fotbal și alte subiecte pe care le avem în comun, i-am zis, băi, eu te am un scenariu, am un rol pentru tine, cu totul altceva decât ai făcut. Te felicit pentru această alegere. Și, da, și a zis da. Cuplul minunat, Cosmina Stratan, Bogdan Dumitrache, o chimie extraordinară. Și ai niște cadre atât de frumoase și ai creat o atmosferă atât de o poezie, până la urmă ai scos în esență ceea ce ar trebui să fie iubirea aceea pură, adolescentină, de ce nu? Sau da, de ce nu amintirea unei prime iubiri? Te-ai gândit tot așa din start la ei, mi-ai spus că ai mai lucrat cu Bogdan, da, și cu Cosmina voiai să lucrezi. Da. Cum s-a întâmplat să lucrezi propriu-zis cu amândoi? Adică filmările propriu-zise, cu ei ai filmat cel mai mult. Da, hai să luăm cu începutul. Cu Bogdan a fost un pic mai simplă toată partea asta de negociere, pentru că mai lucraserăm împreună și noi ne știm de 20 și ceva de ani. Și ne știm destul de bine. Negociere artistică. Negociere artistică, evident, da. Evident. Da, l-am sunat, i-am trimis scenariu, i-am zis, băi, uite, cam asta vreau de la tine și de la rolul ăsta și mi-a zis, după o oră de stat de vorbă, a zis, băi, mă bag, ce nu mă interesează nimic altceva, pur și simplu vreau să fac rolul ăsta. E foarte frumos, repet, l-ai scris foarte bine și cred că până la urmă oricare dintre noi, la un anumit moment dat în viață, am trăit sau am visat la o astfel de iubire pe care să ajungem să o împărtășim. Și dacă se întâmplă bine, dacă nu, eu zic până la urmă să mergeți să vedeți filmul. Nu vreau să spun mai multe legate de povestea în sine. Ai un cuplu acolo minunat, un alt cuplu, Aura Călărașu, Marian Râlea. Da. Și povestea părinților plini de iubire, care la rândul lor au avut parte de o iubire cu suișuri, cu coborâșuri, așa cum e în viață. Cum ai lucrat cu ei? Foarte bine. Cu Aura mai lucrasem la Vlad la primul sezon. Cu Marian mai lucrasem la Cuscri. La fel a avut un rol consistent acolo și a lucrat minunat. Marian este... l-aș lua în brațe în fiecare secundă. Este un om absolut minunat și un actor minunat.
și Aura la fel a venit cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă căldură și cu foarte multă dorință. Știi că lucrul ăsta se simte, transpare dincolo de ecran în producția pe care noi, publicul, o urmărim în cinematografe. Toată chimia asta, toată legătura asta, toată bucuria, toată dorința de a face acest film transpare dincolo de ecran. Și încă o dată vă felicit. Cum e piața de film în România? Claudiu Mitcu. Păi în ultimul timp s-a diversificat foarte tare și un lucru bun, zic eu. Au apărut multe filme de public, multe filme independente. Părerea mea că în momentul ăsta există filme pentru toate gusturile. Mă bucur că lumea a început să meargă la cinematograf. Cum e spectatorul din sala de cinema? Cum e? E pretențios? E, nu știu, își dorește ceva anume, un gen anume? Păi, cred că fiecare spectator are propria, nu știu, dorință de a vedea un anumit, da, așteptare și dorință de a vedea un anumit gen de film. Părerea mea e că acum ai ocazia destul de mare să știi la ce te duci. Adică există o tonă de informații, tehnologia, nu prea mai merge nimeni așa la film, hai să văd ce-o fi și aia e. Te cam documentezi. Social media la fel. Exact, deci părerea mea că fiecare își cam alege foarte clar zona de interes, că tot e un film acum în cinematograf. Și mi-aș permite să spun că acest cel mai recent film al vostru, semnat de Radu Potcoavă ca regizor și scenarist, îndeplinește dorințele oricărui gen de public. Ne-am bucurat să fie așa. E comedie neagră, dar mie îmi place să zic, nu știu dacă are, neagră. Da, are și alb în ea și negru, depinde de fiecare cum o privește. Ce pot să mai zic e că ne-am bucurat de o echipă cu care colaborăm de foarte mult timp, o echipă de profesioniști. Și aici l-aș numi pe Andrei Butică la cameră, care are un CV impresionant, Cătălin Cristuțiu, oameni care, nu știu, în ultimii 10-15 ani, cred că sunt 4-5 urși de aur pe aici. Mălina Ionescu, da. Singurul director român care a lucrat la un film nominalizat la Oscar. Deci, colegul meu de la Uiar Basca, Joachim Stoie, iarăși vine cu o experiență bogată, adică mi se pare că chestia asta se vede în filmul nostru și e posibil cu lucrul ăsta să ne detașăm un pic față de filmele care mai sunt pe piață și care au succes de public. Adică se simte un pic că este o echipă închegată și produsul, zic eu, destul de coerent. Este o poveste extraordinar de frumos spusă și că vorbeai de evoluție, cu siguranță fiecare încercăm să evoluăm și iată că nucleul se păstrează în ceea ce vă privește și pe realizatorii cu care colaborați. Ce aș mai vrea să adaug la chestia asta e că suntem un grup de prieteni. Noi ne petrecem foarte mult timp împreună și ne distrăm foarte mult, râdem foarte mult. Și cred că lucrul ăsta se vede pe ecran, faptul că l-ați făcut cu plăcere, da, și cu bucurie. Am fost o gașcă de prieteni care ne-am unit să facem un film, să spunem o poveste. Și mi se pare că este elocventă secvența de la Parastas, în care jumătate din firmă este prezentă în cadru, chiar am sesizat asta. Replici sunt, adică joacă și mi se pare că chiar s-au înturat foarte bine. Adică în secvența de la Parastas, gândește-te că sunt, spun așa, foarte rapid, doi dintre cei mai buni monteri din România.
Joachim Stroie. Cred că v-ați distrat. Cred că v-ați distrat foarte tare. Aș vrea să încheiem această scurtă întâlnire între noi și cu publicul care se uită la emisiune cu un îndemn foarte clar de a merge în cinematografe și de a urmări această bucurie, repet, de film. Băieții buni ajung în rai. Vă invit să descoperiți în stagiunea curentă a Operei Naționale București o producție de excepție care îmbină coreografia performantă cu teatrul. Jurnalul unei iubiri este un spectacol de teatru, dans și multimedia inspirat de povestea reală dintre compozitorul George Enescu și prințesa Maria Cantacuzino, Maruca, pe muzica lui George Enescu, avându-i în rolurile principale pe actorii Irina Movilă, Richard Bobnowski, Marina Fluierașu, George Rotaru, Emilian Mârnea, Marioara Sterian, Adriana Irimescu, Armine Vosganian, alături de balerinii Operei Naționale București. Următoarele reprezentații sunt pe datele de 1 și 2 aprilie. Jurnalul unei iubiri este un omagiu, un omagiu adus iubirii și femeii. Lângă mine se află Irina Movilă, care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Publicul o cunoaște din atâtea și atâtea producții, din filme, din teatru, din teatru radiofonic, din tot ceea ce face Irina de-a lungul vieții ei. Atât aș vrea să spun. Irina este o întruchipare a feminității în sine. Draga mea, mulțumesc în primul rând că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. Eu mulțumesc pentru cuvinte, nu știu dacă mă ridic la nivelul a ceea ce ai spus. Nu, pentru cred că de foarte multe ori comportamentul e mai degrabă al unui soldat decât al feminității în floare. Al unui soldat, pentru că așa impune rigoare meseria asta, da? Da, și nu numai. Și toată viața și alergătura asta de, din, între locuri, între lucruri, responsabilitățile și de acasă și viața. Maria Cantacuzino, un personaj greu. Vreau să știu cum te-ai armonizat cu acest personaj, pentru că tu întruchipezi o personalitate prezentată drept una dintre cele mai excentrice prezențe din viața mondenă a începutului de veac 20, o prințesă considerată pe drept cea mai frumoasă prințesă aristocrată a vremii, dar o prințesă care a rămas în istorie ca o femeie neînțeleasă, o femeie nefericită, înșelată de toți cei pe care i-a iubit, un personaj cu multă carne, cum spunem noi, actorii. Păi, probabil că ăsta a fost motivul pentru care Andreea Tănăsescu a optat pentru acest subiect și nu neapărat numai de asta, cât pentru faptul că ea a reprezentat un punct de reper în viața marelui George Enescu, care a rămas până la urmă lângă ea, până la sfârșitul cel mai consecvent dintre toți cei pe care i-a întâlnit și pe care i-a respectat, ori iubit. Din punctul meu de vedere, ce este interesant la biografia acestei femei și apoi ce este interesant la partea romanțată a demersului nostru, este faptul că vine dintr-un foarte obișnuit întâmplat, pentru că majoritatea traumelor, majoritatea destinelor acestea controversate pleacă dintr-o traumă de tinerețe și care... Cea legată de tată în principal? De acolo? Că mă gândesc că ai mers și de tată, și de faptul că era obsedată de felul în care tatăl ei s-a purtat, din felul cum tatăl ei
a funcționat, pe felul cum el a murit. Și, evident, noi pentru toate femeile, fetele, avem un adevărat bagaj al psihologiei și personalității noastre care pleacă din relația cu tatăl. Dar, ulterior, ea a fost măritată, așa cum era bine, dădea bine, cu o mare personalitate a epocii, cu un om foarte bogat, cu un om extraordinar de inteligent, un om care a fost prim-ministru și, mă rog, și cu multe alte funcții pe care n-ar rost să le enumăr aici, Mihai Cantacuzino. Primind titlul de prințesă. Primind titlul de prințesă. Eu întruchipez partea a doua a vieții ei, cum s-ar zice, maturitatea, dar și începutul sfârșitului, în sensul în care personalitatea ei începe să se se descompună cumva. Ea a avut, nu știu dacă publicul ar știe, a avut... E bine să spunem publicului. A avut și câteva momente de pierdere a lucidității, printre care și momentul în care și-a dat foc. Enescu dintr-o durere extraordinară și dintr-o disperare extraordinară și dintr-un paroxism la care ajunsese în trăirile ei. Al acestei căutări de absolută, acestei spaime, acestei fugi de singurătate. Eu am și o replică în care ea spune foarte frumos, spune: de ce mă simt atât de singură? O fi o boală să te simți mereu singur? Singurătatea mă apasă ca o placă de plumb. Îți mulțumesc. Și tu ai să asta. Pleci. Și tu ai să pleci, adică este într-o discuție cu Enescu. Îți mulțumesc. Enescu că spui îi spunea asta, tot fi... timpul: am venit, stau aici cu tine, iubita mea, draga mea, pot să stau 6 zile. Și ea... 6 zile? Și după aia să pleci. Relația dintre ea și Enescu mi se pare extraordinar de bine expusă în replicile în care ea îi spune că el este scara care o poate ajuta să-l atingă pe Dumnezeu. Cam asta. Vă așteptăm la operă. Marele George Enescu este întruchipat pe scenă de actorul George Rotaru. Te rog frumos, vorbește-mi despre cum l-ai descoperit pe omul George Enescu, pentru că noi toți ca public poate că avem mai mare cunoștință despre marele artist, da, marele creator George Enescu, poate că mai puțin despre omul George Enescu. O să încep cu similaritățile dintre noi, pentru că a trebuit să încep de undeva. Și am găsit o similaritate între faptul că era și el și eu suntem oameni destul de simpli. Nu venim din familii extraordinar de mari, dar avem pasiuni extraordinar de mari. Ăsta a fost primul lucru comun care m-a apropiat de acest personaj. Nu am vrut nicio clipă să-mi asum presiunea acestui mare personaj istoric, pentru că atunci când interpretez un astfel de personaj, multă lume știe cum s-ar face, ce s-ar face, ce a zis, ce n-a zis, mai ales că e o întreagă... Sunt foarte multe mituri în jurul lui, chiar și aici în operă sunt mituri în jurul lui Enescu. Dar eu l-am descoperit în zona de umanitate, de lucruri care m-au legat pe mine personal de el. Cam de acolo am pornit cu omul George Enescu, ca și partitură pe care a trebuit să o interpretez. Bineînțeles că din capul locului m-am gândit să încep să cânt la vioară, să încep să am corporalitatea lui, să... Dar cumva am avut un avantaj extraordinar prin faptul că eu semăn foarte, foarte mult fizic cu acest personaj. Și mi se întâmplă uneori, când am repetiții mai bune, să fiu confundat cu acest personaj, ceea ce pentru mine e foarte bine, pentru că înseamnă că mi-ating cumva scopul pentru care sunt aici. Lucrez și cu Maruca tânără și cu Maruca, să spunem, cu
cu experiență de viață, da? Da? Maruca la maturitate. Da. A fost greu să treci dintr-o zonă în alta în felul acesta? Nu, deloc, deloc. Constanța a rămas iubirea pentru Maruca? Constanța a rămas și asta, dar mai am un element de Constanță. Mi s-a spus din capul locului că mi-am pus și eu întrebarea de ce, dacă Marucile sunt odată tânără și odată bătrână în virtutea trecerii anilor, de ce Enescu, de ce nu mă pune și mie un personaj mai în vârstă? Și răspunsul a fost, Enescu a fost și este purul tânăr. Foarte frumos, foarte frumos. Da, și nu mi-am pus niciodată problema de ce sunt într-un raport cu o Maruca mai tânără sau una mai... Te rog frumos să spui publicului de ce ar trebui să vină și să urmărească Jurnalul unei iubiri, repetăm, pe 1 și pe 2 aprilie. Să vină pentru a vedea un spectacol extrem de complex, care are foarte multe fațete. O să vedem teatru, o să vedem dans, o să vedem coreografie, o să vedem muzică live. Este o chintesență a tuturor acestor arte puse în scenă de Andreea Tănăsescu într-o formă foarte, foarte interesantă. E primul proiect la care particip de genul ăsta, în care sunt foarte multe elemente din mai multe arte. E un spectacol complex. Este un spectacol complex. De data aceasta stăm de vorbă cu Maruca tânără, Marina Fluierașu, o actriță tânără, superbă, cu o prezență scenică minunată. Tu ești Maruca în tinerețe. Povestește-mi despre Maruca tânără. Pentru mine a fost o întâlnire. O întâlnire și cu mine, și cu părți din mine, și o întâlnire cu această femeie care avea un univers interior fascinant. M-a inspirat foarte tare romanul ei, Umbre și lumini, și parcursul ei pe durata spectacolului este fix trecere de la umbri la lumina din final, în care rămâne cu George Enescu, marea lui iubire. Pentru mine, ca actriță, a fost o căutare în latura mea feminină și în momentele în care eu m-am simțit neînțeleasă, neintegrată, în care s-a cerut prea mult, în care poate ceea ce am investit în relații de iubire nu a fost împărtășit, și neputința de a ieși din toate astea fără să faci rău mai departe. Lucru pe care ea nu l-a reușit în totalitate și a făcut rău ei, în primul rând. Și cred că a fost o femeie foarte pasională. Armine Vosganian, tu ești actriță, dar ești foarte strâns legată de lumea muzicală, de muzică, de tot acest univers, care nu ți este deloc străin, am putea spune. Vreau să știu, în această montare specială, Jurnalul unei iubiri, o montare teatru, muzică, dans, muzica lui Enescu, cine ești? În acest spectacol eu joc două personaje. Personajul proeminent este Marta Bibescu. Al doilea personaj este, dacă vreți, o verișoară care se bagă cu nasul în treburile celorlalți, care urmărește din umbră ca să bârfească cu celelalte domnișoare. Dar, evident, personajul de care mă simt foarte legată este cel al Martei. Și a fost nevoie de o documentare destul de serioasă. Am citit jurnalul, am citit mai multe biografii ale prințesei. E adevărat că în această montare personajul Martei este în plan secundar, deci nu se pune accentul pe importanța ei politică sau pe importanța ei artistică. Marta, până la urmă, a fost o scriitoare, a fost membra Academiei Franceze. Aici Marta este prietena lui George Enescu de la Paris, deci George Enescu este prezentat în mai multe ipostaze, în ipostaza din Paris, unde e foarte ocupat, unde e foarte greu
să se adapteze acestui tumult de evenimente, exact. Da. Și cea din România, unde nu este apreciat cum și-ar dori, dar unde se află marea lui iubire. Deci Marta reprezintă, dacă vreți, lumea de la Paris. Da, și o ancoră importantă, exact, pentru Marele, da, Enescu în acea perioadă. Exact. Și mai reprezintă ceva, poate de aceea Marta în acest spectacol are o, poate o doză de răutate sau de ironie la adresa prințesei Maria Cantacuzino, pe care o regăsim succint în unele biografii ale ei. Se datorează, în mod paradoxal, este datorită unui respect pe care îl avea Marta față de Maria, dar în același timp o considera prea excentrică, adică o considera... Așa cum de altfel era considerată de foarte mulți mai mari ai epocii, da, în cauză. Pentru că Marta era mult mai... conservatoare, da, să zicem. Era mult mai conservatoare, nu? Da, era mult mai conservatoare, dar în același timp avea totuși o empatie față de prințesa Cantacuzino, pentru că poveștile lor seamănă și Marta a fost căsătorită nu forțat, dar aranjat cu prințul George Bibescu, de asemenea, exact ca prințesa Cantacuzino, din cauza unor infidelități ale soțului, ea a avut mari traume. Marta chiar a avut traume fizice din cauza comportamentului prințului Bibescu. Deci sunt similitudini, dar dacă prințesa Cantacuzino a mers într-o zonă poate mai frivolă și de petreceri ciudate cu spiritism, Marta s-a cufundat în poezie, în scriere, în cercetare academică. Regizorul de scenă al acestei importante și impresionante producții este Bogdan Chenciu, care iată e acum alături de noi. Bogdan, ce presupune o astfel de montare? Îmbină, din câte știm, teatru, dans, multimedia, da? Tot ceea ce înseamnă muzica lui Enescu e complicat. Exact. Da, într-adevăr, e un spectacol extrem de complex, pentru că se adună toate ramurile artei, dacă vreți, muzică, coreografie, teatru, da, dramaturgie, și cumva e poate un pic mai greu față de operă, unde totul este cântat, unde muzica e cea care conduce, e cea care decide ce se întâmplă și cum se întâmplă. Toată regia, tot libretul este în slujba muzicii. În cazul acesta puțin e diferit, pentru că aici textul e important, trăirile pe care le au atât actorii, dar și balerinii. Iar momentele de balet, muzica, da, sunt cele care glisează așa prin întregul jurnal al Marucăi, exact, din ceea ce am înțeles. Exact. Practic creează o fuziune a perfecțiunii dintre ce înseamnă muzică, ce înseamnă teatru dramaturgic și ce înseamnă coreografie. Împreună se întâlnesc pe scenă ca publicul să poată să înțeleagă ce trăiau acei oameni din acea perioadă 1920 și ulterior după. Semnezi regie, coreografie, text, Andreea Tănăsescu. Cum ai structurat acest spectacol? Aventura extraordinară a început la inițiativa domnului director general Daniel Jinga. Într-adevăr a susținut această idee. Am creat niște scene, de fapt, de teatru, asemenea unui film. Am vorbit cu actorii cu care am simțit că am o legătură de suflet. Am reușit să realizăm această muncă în mai multe locații inițial. De aceea a și fost foarte complicat. Cu balerinii am lucrat separat, cu actorii am lucrat separat și în cele din urmă această echipă s-a constituit, s-a omogenizat. Și a ieșit un produs artistic excelent. Sperăm,
Și invităm pe să invităm publicul să vină, să-l vadă, exact. Să-l descopere în stagiunea curentă a Operei Naționale București. Printre atâtea și atâtea spectacole de excepție, iată da. Și acest spectacol unic prin realizare, îmbinând teatru, dans, muzică și multimedia. Pe 1 și pe 2 pe 1 și pe 2 aprilie 2024. Strada Londra, numărul 39. Dacă veniți aici, veți descoperi un muzeu cochet, numai bun de vizitat în weekend. Situat în inima Bucureștiului, în vecinătatea unui cartier select al capitalei, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi este găzduit într-o clădire de patrimoniu construită în anii 1920. Vă invit să-l descoperim! Un loc pe care orice pasionat de istorie, de geografie, de literatură, de astronomie, de arhitectură, trebuie să-l viziteze. Muzeul Hărților. Muzeul Hărților s-a deschis în anul 2003 și găzduiește peste 1000 de lucrări realizate în perioada secolelor 16-21. Acest muzeu este singura instituție publică de cultură cu profil cartografic din România și, din ce înțeleg, este unul dintre foarte puținele existente în întreaga lume. Evident că am nevoie de îndrumare și de un ghid mai mult decât corespunzător pentru acest minunat muzeu cochet, cum v-am spus, și am găsit acest mare ajutor în persoana doamnei Cristina Toma, director al Muzeului Hărților. Mulțumesc mult că ne-ați primit și vrem să descoperim acest muzeu și să-i facem pe cei de acasă curioși să vă treacă pragul. Suntem așadar într-o primă cameră a muzeului, într-o primă expoziție permanentă, cea în care văd o sumedenie de hărți și înțeleg că avem aici cea mai veche hartă. Este din anul? Este din anul 1525. Majoritatea hărților pe care noi le avem în muzeu reprezintă provinciile românești istorice, pentru că acesta a fost interesul preponderent al colecționarului. Evident, sunt și hărți ale lumii, ale continentelor, dar în principal sunt hărțile provinciilor istorice din românești. Această hartă din 1525 reprezintă Transilvania, reprezintă Moldova și Valahia, dar într-un mod foarte interesant, pentru că ce este caracteristic pentru hărțile din secolele 16 și cele de dinainte de secolul 16 este că nu aveau un rol de orientare, adică nu ne puteam orienta pe ele astfel încât să știm cum ajungem, să spun, de la Sibiu la Brașov. Ele erau folosite cu un scop educativ, erau folosite pentru ca cei care priveau hărțile să cunoască teritoriile din teritoriile lumii, să învețe mai multe despre ceea ce ei nu văd și ceea ce nu se află lângă ei. Iar urmare, suveranii să știe ce teritorii dețin, nu? Da, e foarte interesant că ai adus vorba despre asta, pentru că un alt rol al hărților, poate unul dintre cele mai importante și ascunse în același timp, este acest rol, să-i spunem, politic. Exact. Sunt hărți în muzeu care sunt foarte interesante, dar care de fapt sunt niște invitații la niște chemări la arme. Da, o să niște declarații de război, de fapt. Da. Ăsta e teritoriul meu. Nu, ăsta e al meu. Exact. Așa se întâmpla. Da. Sunt într-adevăr lecții importante de istorie și astea sunt bine de aflat la fața locului de foarte mulți copii, tineri, elevi, studenți. Mai există acolo încă o hartă specială? Da, este o hartă, într-adevăr, la care noi ținem mult. Este o hartă realizată de unul dintre cei mai cunoscuți cartografi, Gerardus Mercator, este un cartograf olandez, secolul XVI, și reprezintă o hartă a Daciei. Dar cel mai interesant pe această hartă este că pe ea avem o legendă, un înscris în limba latină, care spune că aici se află comoara lui Decebal. Avem aici bustul lui Mercator, așa cum spuneați ceva mai devreme, și am să invit pe cei de acasă să admire vitraliile cu care este împodobit acest muzeu minunat și, mai mult decât atât, tavanele, plafoanele sunt executate într-un anume fel, cu
pur și simplu îți taie respirația. Ele sunt decorate cu reprezentări inspirate din mitologie și hărți astronomice, iar aceste vitralii sunt realizate cu aceeași ocazie în acest fel și imaginează diverse reprezentări heraldice, cartografice. Există mai multe seturi de vitralii în cadrul acestui muzeu. Le veți vedea pe parcursul materialului. Am văzut o sumedenie de hărți, vrem să continuăm periplul prin acest muzeu frumos, dar descoperim aici pe cineva, Nova. Cine este Nova, Cristina? Nova este noua noastră colegă, este o colegă virtuală, este o fetiță de 12 ani care vine din viitor și vizitatorii noștri de vârsta ei. Deci vorbim despre o aplicație mobilă. Da, vizitatorii de vârsta copiilor. Ei o pot descoperi în aplicația mobilă care se numește Călătoria Novei sau Nova's Quest, depinde ce limbă vorbesc cei care ne vizitează, copiii care ne vizitează. Este o aplicație mobilă, AR, adică de realitate augmentată și practic Nova este ghidul lor în muzeu. Deci ei pot beneficia și de așa ceva. Exact. Încă gratuit. Un lucru excelent. Trebuie doar să descarce aplicația pe telefoanele lor sau dacă nu pot să o descarce, le putem pune noi la dispoziție tablete pe care este instalată aplicația. În timpul vizitării. Da, perfect. Și se pot juca, practic descoperă muzeul cu ajutorul Novei pentru că ei de fapt trebuie să o ajute pe Nova să ajungă acasă. Ea este blocată aici. Au niște misiuni de rezolvat. Aici. Și au misiuni educative de fapt, pentru că pe noi ne interesează ca copiii atunci când vin în muzeu să învețe. Prin urmare, le punem întrebări despre ceea ce știu. Într-un mod mult mai frumos, mai deschis, mai plăcut. Mai nou, da, și acordat cu tehnica existentă. Da. O inițiativă foarte, foarte interesantă și e bine de știut pentru copii, așadar vă împrieteniți cu Nova. Să mergem mai departe. Aici este Moldova. Da, este Moldova, Moldova Mare. Una dintre cele mai interesante și mai frumoase hărți pe care le avem noi are extraordinar de multe povești pe care nu am să vi le spun pentru că vă invit să le vedeți. Să le descoperim. Dar este o hartă, într-adevăr, a Moldovei Mari, adică cuprinde Republica Moldova de astăzi și Moldova care aparține României. Este foarte interesant că vizitatorii noștri, când prima dată când primesc această hartă, caută Iașul undeva în partea de sus, când de fapt el este undeva exact mai la jos, mijloc, da? Pentru că aici este Prutul. Și este o hartă din 1781. Un aspect foarte interesant fiind faptul că este extrem de minuțioasă. Practic, dacă ne uităm fiecare, cu atenție, sunt trecute foarte, foarte multe localități. Foarte multe localități, unele nu mai există. Mărunte, mărunte, mărunte sunt scrise așa aici. Exact, da. Și de asemenea este o hartă de război, i-am spune, pentru că este de fapt o hartă a războiului ruso-turc. A fost comandată de Imperiul Rus pentru a imortaliza coborârea armatei rusești prin Moldova înspre Marea Neagră. Și pe hartă sunt figurate inclusiv locurile în care a dormit armata adică rusă. Adică unde au campat. Unde au campat, uh-huh. Exact. Este foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât sunt mai multe. Este o hartă comandată de Imperiul Rus, realizată de un cartograf german, a unui teritoriu care nu era nici rus, nici german, iar legenda este în limba franceză. E adică foarte este interesant. O întreagă enciclopedie. E cosmopolită, ca să spun exact, așa. Da. Și de asemenea aș spune și despre cartuș. Cartușul este această parte foarte decorată a unei hărți, care are foarte multe secrete și, de fapt, indicii care conduc spre descifrarea hărții și a rolului ei. Și aici, de exemplu, o vedem pe împărăteasa Ecaterina a Rusiei, care era prusacă și de aceea l-a invitat pe generalul Bauer să deseneze această... German. Rusac, da. Să deseneze această hartă. Vedem aici niște persoane care au turbane pe cap, deci ne dăm seama că este vorba de Turcia sau de o țară musulmană. Și aici sunt niște boieri români, după haine, care cumva cer ajutorul Rusiei și aici sunt soldații îmbrăcați în uniformă de epocă rusească, care și vin mai să... Și clădirea aceea cu turnul acela, este... ne duce cu gândul undeva?
Este o clădire care a fost părăsită, pentru că aici toată lumea pleacă. Personajele din planul secund toate se retrag, fug. Mai degrabă interesantă mi se pare prezența stemei Moldovei în Acvila. Reprezentare. Da. Va, da, da. E foarte interesantă, cred că ai putea să petreci așa ca specialist, mă refer, da? Sau foarte, foarte pasionat de istorie, de geografie, da. Să petreci mult timp în fața unei asemenea capodopere. Exact. Și nu numai, pentru că ei vin și caută lucruri, vin și caută dacă e cazul orașele din care provin, vin și se uită, de exemplu, dacă Iașul este mai mare acum decât era atunci sau nu. Caută diverse cursuri de apă, munți, pentru că, așa cum spuneam, este foarte detaliată și foarte interesantă. Și ce îmi place mie când avem vizitatori în muzeu este că întotdeauna caută ceva pe hartă, adică sunt într-o permanentă căutare de comori, să spunem, bine, pe hărțile. Există curiozitatea. Da. Văd că în acea zonă se întâmplă multe misiuni de ale copiilor. Da. Deci aici este un loc special amenajat pentru copii, în care ei pot veni și pot face diverse misiuni cu puzzle-uri, hărți ale diverselor perioade. Dau cu zarul și le pică misiunea, cum se spune, exact, da? Exact, da. Mai departe, după ce reușesc să facă puzzle-ul, ce se întâmplă? Ei pot să ia din coș misiuni pentru fiecare hartă, pentru fiecare an, de fapt. Sunt niște misiuni și trebuie să meargă fie în muzeu să caute harta, fie să rezolve privind harta diverse misiuni, cum ar fi să găsească un anumit oraș, să explice de ce sunt colorate diferit anumite regiuni și așa mai departe. Deci, practic, au o destinație, iată, o fișă de destinație cu localizarea propriu-zisă și mai departe au misiunile. Au misiuni și învață. Și învață, da, pentru că noi aici la Muzeul Hărților credem foarte mult în educația prin cultură și credem foarte mult în valențele pe care patrimoniul le are sau ar trebui să le aibă în educația noastră de zi cu zi, de la grădiniță până la cele mai înaintate vârste. Și cred că modalitatea de a le naște interesul, de a le stârni curiozitatea, cred că este extrem de importantă. Da, este într-adevăr important și avem în muzeu destul de multe inserții, le numim noi, inserții pregătite special pentru copii. Puzzle-uri, cărți pe care le pot citi, o avem pe Nova, pe care deja ați cunoscut-o. Și aici suntem într-o zonă în care putem să aflăm foarte multe despre București, despre Bucureștiul vechi. Te rog, spune mai multe, avem și hărți, avem și imagini, reproduceri. Da, această sală este o paranteză, să spunem, un sertar secret al muzeului, pentru că într-adevăr este destinat Bucureștiului și României. Sunt hărți vechi de secol XIX cu Bucureștiul și imagini cu Bucureștiul care astăzi există mai puțin. Unele dintre lucrări au și realitatea augmentată. Din nou, este o aplicație care poate fi descărcată aici și vizitatorii pot vedea cum lucrările prind viață în momentul în care pun telefonul în fața lucrării. Și de asemenea mai sunt hărțile României mari, care iarăși sunt foarte importante pentru noi și pentru istoria poporului român, pentru că de fapt hărțile au jucat un rol extrem de important și prea puțin cunoscut în momentul în care s-a format România Mare. Iar aici sunt niște hărți care au contribuit activ la această unire a principatelor române. Și cumva pentru a sublinia ideea de București vechi, da, avem aici și o sobă specială de teracotă. N-am să te întreb dacă funcționează, dar cred că este funcțională, nu am folosit-o. Nu ați folosit-o, evident. Este spectaculoasă, absolut spectaculoasă și, din nou, este copleșitor tavanul. Tavanul. De data aceasta avem chiar toate zodiile. Toate zodiile și niște reprezentări extraordinar de interesante.
executate. În momentul în care s-a gândit deschiderea acestui muzeu, cei care au lucrat la realizarea lui și-au dorit să ofere hărților o casă primitoare. Și atunci tot ce au făcut în jurul hărților a fost ca să aibă legătură cu cartografia și să creeze un spațiu omogen pentru vizitatori. Și să sublinieze încă o dată identitatea acestui loc. Până la urmă, nu? Da. Muzeul Hărților. Exact. Suntem acum în sala dedicată Transilvanie, o sală foarte interesantă. Avem un mobilier deosebit, avem niște busturi ale părinților hărților pe care le vedem aici. Da. Te rog, spune-ne mai multe. Aș începe cu mobilierul. Mobilierul pe care noi l-avem în muzeu a fost adus aici special pentru a crea un context, pe de o parte familiar, intim, și pe de altă parte pentru a oferi din nou hărțile un spațiu în care ele să fie puse în valoare. Ne dorim ca muzeul să fie perceput ca un spațiu prietenos și familiar. Apoi, busturile care sunt aici, de asemenea, completează expunerea, completează hărțile și reprezintă în general cartografii. Bun. Despre acest mobilier cu totul și cu totul special, bine, minunat executat, ce ne poți spune despre el? A fost tot așa o donație sau este o execuție specială tocmai pentru a pune în valoare sala Transilvaniei? Este o custodie pe care noi o avem de la REA PPS și este o piesă de mobilier de secol XIX, un atelier european. Lucrătură în lemn masiv sunt dulapurile care se numesc credenți și ele mobilau în general studiourile și sau sufrageriile nobilimii și noi le avem aici pentru a oferi un cadru hărților Transilvaniei, pentru că acest gen de mobilier este, cum spuneam, european și între toate provinciile istorice românești, Transilvania a fost mai mereu îndreptată înspre vest, înspre Europa. Cea mai europenizată, cea să mai spunem așa, da? Da. Și avem o hartă cu totul și cu totul specială între aceste hărți. Da, este una dintre cele mai importante hărți pe care le avem noi. Este realizată de cartograful Pannonius în secolul XVI. Dar nu este important atât Pannonius cât profesorului. Profesorul lui a fost Johannes Honterus, care a fost născut în Transilvania și care a fost primul cartograf care a făcut o hartă a Transilvaniei ca locuitor. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că el, locuind aici, cunoscând spațiul, a știut să pună pe hartă mult mai multe localități decât un alt cartograf francez sau italian, să spunem, care ar fi pus localitățile din anumite scrieri, din alte hărți mai vechi, doar le-ar fi preluat. Sau doar din informații vorbite, primite, exact, da, de-a lungul exact timpului. Ei, Honterus, locuind aici, pune foarte multe localități și din momentul în care a fost realizată această hartă a Transilvaniei, cum spuneam, noi avem o copie din 1566 realizată de elevul lui, de Pannonius. Din acest moment, cartografii europeni preiau harta Transilvaniei, o reiau cu aceste multe localități și între timp hărțile țării românești și ale Moldovei rămân goale. Și așa se perpetuează efectiv informația legată de Transilvania. Se făcea, da. Și hărțile Moldovei și a țării românești rămân cu mai puține localități și de mult timp este această discrepanță între Transilvania și celelalte două provincii majore românești, pentru că se credea că nu sunt locuite. De fapt, nu erau documentate. Și așa cartografiat cum era. Exact, la rândul lor. Suntem într-o altă încăpere, de data aceasta destinată hărților Europei, ale lui, din nou un tavan copleșitor și foarte frumos pusă în evidență. Avem aici însă această hartă specială despre care te rugăm frumos să ne dai mai multe informații. Am vorbit un pic mai devreme despre declarații de arme. Ia, spune-ne! Da, trebuie să recunosc că este una dintre hărțile mele preferate din muzeu, pentru că are foarte multe povești în ea. Este o hartă realizată în 1693, deci sfârșitul secolului XVII, de un cartograf francez,
cel mai cunoscut cartograf francez, Nicolas Sanson, care pentru, ca o ancoră, pentru cei care nu cunosc atât de multe despre cartografie, a fost cartograful cardinalului Richelieu. Oh. Da. Bine și implicat în politică. Foarte bine implicat. Toate intrigile de la curte. De la curte. Așa, și este o hartă care reprezintă, se numește cursul Dunării de, Dunării de la izvoare până la vărsare, și unii dintre noi am putea fi mulțumiți doar cu această explicație și am putea să căutăm de unde izvorăște, unde se varsă și așa mai departe. Dar, de fapt, sunt mai multe, mult mai multe straturi de, în care se poate citi harta, iar eu vi-l spun doar pe cel care ține de arme și de războaie. Indiciile se află în cartuș. Cartușul, vă spuneam că este, este zona foarte decorată a unei hărți și acolo îl vedem pe cel care a realizat harta, un papă, deci din regiunea Italiei, și vedem efigii ale unor monarhi ai Europei. Astfel noi înțelegem că acest papă a trimis această hartă monarhilor prezenți acolo pentru a-i invita să lupte alături de papalitate împreună împotriva Imperiului Otoman, pentru că deja în 1693 Imperiul Otoman cucerise Budapesta și avansa destul de repede înspre Europa. Dacă ne uităm pe cursul Dunării, vom vedea inclusiv marcate locurile de bătălie unde au avut loc bătălii cu turcii. Deci este până la urmă o bucată de istorie, este. Nu doar de geografie. Exact, da. Cum și sunt cu implicații multe profunde. Foarte profunde, așa sunt majoritatea hărților, adică sunt dincolo de ceea ce vedem ușor, așa, la o primă vedere. Spuneam ceva mai devreme că sunt invitați copiii să cunoască, să devină din ce în ce mai curioși și să afle lucruri despre țara lor, despre orașul lor, despre lumea în care trăiesc, despre istorie, despre geografie, arhitectură, cartografie. Și aici este o sală, să spunem așa, de lectură, un colț bine amenajat, cu o invitație la lectură pentru cei mici. Da. Din nou, noi încercăm să deschidem muzeul pentru copii și am creat acest colț de lectură cu cărți de aventură, cărți de descoperire. Avem toate pânzele sus pentru copiii mai mari, Doctorul Au Mă Doare pentru copiii din ciclul primar, dar avem și cărți pop-up, cărți pop-up pentru bebeluși și pentru copiii de 1, 2, 3 ani. Iar ideea se păstrează, aceea de educație prin cultură. Copiii pot să vină să citească, dar de asemenea au în cărți puse fișe care îi trimit în muzeu să descopere ce au citit în hărțile din muzeu. Mă bucură că misiunea pe care o aveți ca muzeografi, ca oameni de cultură, merge mai departe către creșterea publicului, a viitorului public avizat și dornic de cultură și de cunoaștere. Mă bucur foarte mult, da, că descoper lucrul acesta. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru această minunată vizită în acest minunat muzeu mic, cochet și situat, așa cum spuneam, în inima Bucureștiului, pe care cei de acasă sunt invitați să-l descopere în weekend, într-o plimbare pe jos, pe aceste străzi minunate, să descoperiți acest muzeu al hărților. N-am încheiat periplul nostru prin Muzeul Hărților. De ce? Pentru că am descoperit una dintre expozițiile temporare. Muzeul Hărților, în colaborare cu Asociația Astronauticus, mai are deschisă până pe data de 7 aprilie. Așadar, atenție, mai aveți la dispoziție acest weekend până următorul weekend să vizitați această expoziție intitulată Toate pânzele sus, călătorie în istoria instrumentelor de navigație. Este o expoziție curatoriată de comandorul Vasile Chirilă din partea Asociației Astronauticus și de domnul Eugen Grama,
muzeograf din partea Muzeului Hărților, care este acum alături de noi și pe care chiar vreau să-l întreb concret ce descoperim în această expoziție temporară. Văd o sumedenie de instrumente, de navigație, hărți. Despre ce vorbim? Expoziția de față își propune să prezinte o evoluție a cunoașterii umane de-a lungul timpului, din antichitate și până în zilele noastre, privind navigația și instrumentele folosite în orientarea pe mare. Și această expoziție reunește cu precădere trei tipuri de obiecte. Avem pe de o parte replici ale celor mai vechi instrumente de navigație, cele pe care le avem expuse pe panouri, începând cu gnomonul, care este cel mai simplu instrument al antichității, urmând cadrantul, astrolabul și așa mai departe, și culminând cu octantul, care face trecerea către instrumentele moderne de navigație și care... Toate acestea sunt niște reproduceri. Sunt reproduceri, însă cel care le-a realizat domnul comandor Vasile Chirilă a încercat să folosească metodele și tehnicile care se foloseau odinioară. Asta pe de-o parte, iar pe de altă parte este folosit lemn de mahon, un lemn care era folosit pentru realizarea unor astfel de instrumente. Deci sunt niște replici foarte aproape de original, ca exact, să spun așa. Și mai avem și niște piese care sunt chiar originale. Într-adevăr, cea de-a doua categorie a obiectelor care sunt expuse sunt reprezentate de către aceste instrumente expuse în cele două vitrine, care sunt aparțin secolelor 19 și 20. Printre ele se numără, spre exemplu, alidada, sextantul, locul mecanic, cronometrul naval și așa mai departe. Sunt o grămadă de instrumente, acestea în variantă originală, așa cum spuneam. Eu am o întrebare. Există, iată, aceste mini-informații despre fiecare obiect în parte. Atunci când vin copiii, de exemplu, să viziteze, sau chiar adulții, sau oameni care... vizitatori care nu sunt vorbitori de limbă română. Știu că aveți și tururi ghidate în muzeu și aveți și informații pe care le puteți oferi în limba engleză. Copiii, cum află mai multe informații despre aceste obiecte? Din fericire, din pasiunea celor care fac parte din Asociația Astronauticus, avem, pe lângă domnul comandor Vasile Chirilă, mai avem prezent destul de des un alt domn comandor în rezervă, care face ghidaje fie pentru copii, fie pentru adulți, ghidaje spontane. Pentru adulți sunt aceste etichete care prezintă într-un limbaj cât de cât accesibil vizitatorul de rând, informații succinte, da, prin care pot să înțeleagă principiile de bază ale folosirii acestor instrumente. Iar pentru turiștii străini avem un cod QR pe care îl pot accesa și prin care pot să vadă etichetele la fiecare obiect în parte. Bun, în limba deci engleză. Avem aceste două categorii, deci obiectele despre care am vorbit, expuse pe pereți, și obiectele reproduceri, da? Și obiectele originale reproduse, expuse în această vitrină, dar înțeleg că mai există și o a treia categorie într-o altă cameră. Să mergem, să descoperim. Aici se află, pot să zic, că cea de-a treia categorie a obiectelor care sunt expuse, și anume vizitatorii pot să vadă cum arăta interiorul unui galion construit în secolul al XVI-lea, galionul Sfântului Ioan Botezătorul. Pe lângă acesta, vizitatorii pot vedea și cum arată macheta navei Speranța din binecunoscutul roman Toate pânzele sus. De unde și titlul expoziției, ca într-adevăr, să spunem așa, parte din titlu. Și totodată pot să vadă cum arăta o navă prusacă folosită în secolele 17 și 18. Această încăpere, cea de-a doua încăpere a expoziției, încearcă să redea o atmosferă marinărească cu aceste lumini de navigație care se foloseau pe nave. Avem expusă o timonă, o scară de pilot maritim. E una, în așa fel cadru, cât să creăm o anumită atmosferă. O anumită atmosferă și cu aceste hărți care reprezintă hărți astronomice folosite în navigația pe mare. Acestea erau citite de către marinarii de atunci, da? Da, aceste hărți... Și nu numai, mă gândesc. Aceste hărți reprezintă doar stele care erau folosite în navigație. În totalitate există foarte mulți aștri, însă în navigația maritimă erau folosite doar 64 de aștri. 58 de stele, soarele, luna și 4 planete. După care se făceau și se trasau toate hărțile despre care, iată, vorbim. Foarte interesant, repet și vreau să subliniez încă o dată, această expoziție mai este deschisă până pe 7 aprilie.
Când cei care trebuie să aibă grijă de bunăstarea noastră ne fură și ne ignoră, nu mai rămâne nimic de făcut decât să luăm măsuri în acest sens. Nu este vreun discurs politic, ci este o parte doar din sinopsisul celui mai nou spectacol al teatrului independent, Luceafărul. Răpire vede lumina reflectoarelor în avanpremieră pe data de 29 martie de la ora 19 și în premieră națională pe data de 1 aprilie tot de la ora 19, tot pe scena sălii Luceafărul. Comedia scrisă de Fran Norte se naște din nevoia de a râde de sine și de adversitatea care ne înconjoară. Iar spectacolul regizat de Daniel Hara și în scenografia Monicăi Păduraru vine cu o distribuție de excepție. Eu vă invit să aflăm totul despre răpire în materialul următor. La aceeași repetiție i-am prins pe actorii Andreea Grămoșteanu și Angel Popescu, să rămână. Popescu, doi actori minunați, teatru mic, teatru de comedie, care, iată, s-au întâlnit pentru acest proiect Răpire. Dragii mei, vreau să știu de ce ar trebui să mă las răpită de acest spectacol. Îmi dai voie să încep cu Andreea? Da, e bună întrebarea asta, să te lași răpită, pentru că, în primul rând, e o distribuție de excepție și spun pentru că, în mod normal, e foarte greu să strânge asemenea oameni cu programele pe care le au și uite că planetele s-au aliniat și suntem împreună, eu, Angel, Costi Diță, Marius Rizea, Florin Busuioc și Raluca Petra, după cum puteți vedea aici în spate în afiș. În primul rând, întâlnirea dintre noi, cred că este deja un desert foarte bun pe care ar trebui să-l încercați. Noi îi invităm pe telespectatori, publicul din București, să vină la această premieră, avantpremieră și ulterior premieră. Vreau să adresezi o invitație către cei de acasă care ne urmăresc. De ce să vină să vadă Răpire? Pentru că e un text foarte, foarte bun, e o comedie foarte bine scrisă, nu e o comedie foarte lejeră, are și un adevăr în spate pentru această distribuție de excepție, dar aș vrea să spun că această invitație nu e numai pentru publicul bucureștean, pe care îl așteptăm oricum pe 29 martie, deși cred că e sold out pe 29 și pe 1 aprilie, și mai avem niște spectacole pe 15 aprilie la Constanța și pe 13 mai la Iași. Deci facem o invitație națională, ca să zic așa. Vreau să știu tu pe cine răpești, Angel Popescu. Scumpă și iubită Corina Dănilă, eu nu răpesc pe nimeni, sunt chiar răpitul. Ei, da, iată. Și nu sunt un oarecare personajul. Sunt un fiu de ministru. N-aș da mai multe din casă pentru că aș strica surpriza, știi? Dar... Încă un motiv pentru care așteptăm ca spectatorii să dea năvală, pentru că, așa cum a spus și Andreea înainte, e un text deosebit, un autor spaniol, Fran Nortes, și credem că rețeta este infailibilă, adică va stârni, evident, hohote de râs. Să nu uităm să spunem și de regizorul spectacolului nostru, Daniel Hara, pe care îl salutăm, probabil că e pe aici pe undeva. O să vină și el alături de noi cât de curând. Și în principiu cam asta, dacă mai doriți ceva. Înțeleg că nu dai foarte mult din casă, ceea ce este foarte bine, pentru că nu facem altceva decât să naștem interesul, curiozitatea publicului să vină să vă urmărească în această comedie spumoasă cu mici adevăruri în spate, cum spune Andreea Grămoșteanu. Lucrul la acest spectacol, la această montare, a fost complicat, dat fiind faptul că, iată, aveți programe diferite, jucați în teatre diferite. Spuneam mai devreme că e chiar o performanță faptul că s-a reușit reunirea unui asemenea colectiv. Cum a fost lucrul? A fost foarte complicat și spun din ce motiv a fost foarte complicat, pentru că ne era foarte greu să ne abținem să râdem în timpul repetiției. Au fost zile în care realmente a fost foarte complicat, pentru că
Deși noi nu ne-am mai întâlnit în formula asta, a fost o acceptare reciprocă de la început și cred că toată lumea a fost luată prin surprindere, cumva, de vibe-ul ăsta, de flow-ul care a fost între noi. Și din punctul ăsta de vedere a fost foarte complicat să ne abținem și mă gândesc cum o să fie în spectacol, probabil și mai complicat pe alocuri. Mă gândeam, ambii sunteți în teatre de stat, nu doar voi, ci și ceilalți din distribuție. În teatrele de stat, evident, vă întâlniți pe scenă cu colegii din colectivul teatral, da, din teatrul pe care îl reprezentați fiecare cu succes. De data aceasta, faptul că ați pășit în acest teatru independent, s-a întâmplat să vă reunească. Astfel de întâlniri, cum le vedeți? Cum le vedeți? Pentru că nu se întâmplă foarte des. O să-l întreb pe Angel. Da. Astfel de întâlniri sunt, cum să spun, că da, ne vedem destul de rar, sunt constructive și noi așteptăm să ne întâlnim în diverse zone, fie că e vorba de film, fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de televiziune. Dar într-un spectacol de teatru independent, asta se întâmplă foarte rar, cum a spus și Andreea mai devreme. Și nu putem decât să ne bucurăm de lucrul ăsta, că lucrăm împreună și că avem ocazia să lucrăm din nou împreună, pentru că noi, din multe proiecte trecute, unii dintre noi avem o chimie specială și cu atât mai mult e frumos să ai asemenea întâlniri. Și acum avem ocazia să demonstrăm că nu, cum să spun, deja a fost elogiată această distribuție și ar trebui să ne achităm de sarcină, adică să nu ne facem de râs. Bine, o să ne facem de râs, dar nu ne facem de râs. Așadar, o întâlnire între colegi care se cunosc, își cunosc munca a unii altora și și-o respectă și și-o apreciază, dar iată, se întâlnesc acum pe scenă, în această conjunctură. Mie mi se pare o întâlnire vitală, tipul ăsta de întâlnire. Este o întâlnire care îți reconfigurează cumva perspectivele sau îți aduce aminte de ceva ce ai uitat. Sigur că, na, fiind într-un teatru de stat, se poate întâmpla, dar nu cred că așa în totalitate să ai realmente o chimie. În toată distribuția să existe o asemenea chimie. Aici s-a întâmplat asta și de asta spun că este ceva vital și, repet, nu cred că se aștepta nimeni la treaba asta. Deși, sigur, da, ne știam, ne gândeam că, ok, 2 cu 2 sau cu 1 sau cu 3 sau... Dar toată formula să aibă parte de legătura asta care se realizează numai prin procesul scenic, de fapt. Aici e nebunia, că procesul ne-a unit pe toți. Și cred că e genul de întâlnire care îți reconfigurează un pic traseul mai departe. Foarte frumos mi-ai spus. Așa, și mă gândesc că și lucrul cu colegul actor și regizor Daniel Hara a contribuit la tot ceea ce ai spus mai devreme. Cu siguranță, da. Îți dau un exemplu, de exemplu cu Angel. Cred că noi am lucrat ultima oară acum vreo 5 ani, cam așa, când lucram sau dacă nu mai mult, în televiziune. Cam așa, da. Iar cu Costi Diță n-am mai lucrat de vreo 10 ani. Ultima oară tot așa, într-un proiect în care jucam împreună. El s-a întors acum și se vede că i-a fost dor și mă bucur foarte tare că s-a întors să facă din nou treaba asta. Cel vinovat de spectacolul Răpire, care urmează să aibă avanpremiera și premiera, este nimeni altul decât actorul și regizorul Daniel Hara. L-am furat de la repetiții și stăm acum puțin de vorbă cu Daniel. Daniel, în primul rând, felicitări pentru faptul că ai reușit să aduni pe scena Teatrului Luceafărul o distribuție atât de impresionantă și de diversă. Din atât de multe teatre, cu programe total haotice și diferite și complicate, și de ce nu personalități diferite, care sigur se cunosc, se apreciază, dar iată, sunt acum sub bagheta ta regizorală pentru prima oară împreună, pe o scenă. Felicitări! Cum a fost? Cum să fie? A fost destul de complicat să pun toate programele astea cap la cap, pentru că, uite-te puțin pe afișul ăsta, sunt niște actori cu programe infernale, aș putea să spun. Costi filmează, Florin Busu filmează, Andreea Grămășteanu repetă în momentul ăsta la teatru mic, repetă în altă producție, toți, Marius Rizea e la fel. Și atunci a fost destul de complicat, dar inițial am vrut să fac spectacolul în septembrie anul trecut,
Dacă nu, s-a legat. Nu s-a legat și atunci l-am pus acum în ianuarie, am început repetițiile în ianuarie pentru că i-am avut pe toți liberi. Fiecare lucru are ritmul lui și timpul lui. Asta ai zis foarte bine, are timpul lui. Da, chiar cred în lucrul ăsta. Și înțeleg că se naște ceva foarte frumos. Ceva foarte frumos într-un loc special, într-un loc bine poziționat în centrul capitalei, într-un loc pe care publicul deja îl știe foarte bine, Teatrul Luceafărul, un teatru independent care, iată, acum cu răpire, este la a șasea producție, din ceea ce am înțeles. Da, e un loc minunat aici, am găsit o echipă absolut extraordinară. Pentru noi e prilej de mare bucurie că repetăm și că o să jucăm aici. E o bucurie de spațiu, suntem în centrul capitalei. Nume mari joacă pe această scenă. Regizori importanți au montat aici și probabil că vor urma, suntem de-abia la început și că vor urma producții diverse și nume mari vor veni să monteze aici. Avem pe domnul Gelu Colcea, care a montat deja un spectacol. Sunt mulți actori cunoscuți care vin și joacă în spațiul ăsta. E un spațiu primitor și pentru mine e un prilej de mare bucurie să fim aici. Să revenim la Răpire, un text în premieră națională. Exact, da. Vreau să-mi spui nu foarte multe, adică să nu-mi dezvălui foarte multe despre subiectul piesei. Să-mi spui cum ai ajuns la acest text, de ce te-a atras, de ce crezi că îl face contemporan sau extrem de actual, mai ales cu anul care se desfășoară, în care suntem acum în România, și anume anul alegerilor. Păi lucrurile sunt foarte simple. Eu caut întotdeauna texte, adică sunt în căutare de texte noi, cum suntem probabil toți din branșă. Căutăm texte noi, propuneri noi, vrem să spunem povești pe scenă și am avut mare noroc că am primit acest text de la doamna Luminița Voina Răuț, pe care eu o apreciez foarte mult și vreau să-i mulțumesc că a avut încredere să-mi dea acest text. Din prima clipă în care l-am citit mi-a plăcut foarte mult și am știut din prima că vreau să-l montez. După au fost niște pași corecți și am început să mă gândesc la distribuție. Fran Nortes? Fran Nortes, da. Fran Nortes e un autor spaniol. Textul se joacă în Spania, bineînțeles, și chiar autorul joacă în spectacol. Și el se mai joacă cu mare succes în Polonia. Mă rog, mai sunt câteva țări europene în care el se joacă, din câte am înțeles, cu casa închisă de câțiva ani. Te rog să-mi spui, eu aici pe afiș o văd pe Raluca Petra, o altă actriță extraordinară care aparține, să spun așa, Teatrului Național București. Da. Ceva mai devreme am vorbit cu Andreea Grămoșteanu. Ele două sunt singurele împreună pe același rol, în dublură. Da, sunt singurele, da. Cum ai lucrat cu ele? Pentru că, repet, sunt personalități diferite. Da. Există diferențe între abordarea uneia și a celelalte? Evident că ele fiind două firi diferite, personajul e puțin diferit, dar din felul în care l-am structurat și din felul în care ele au intrat în, să spunem, în parantezele acestui personaj, sunt mici diferențe, dar zic eu că nu foarte mari. De ce să mă lasă răpită de Răpire? Păi, în primul rând, pentru că spunem o poveste foarte bună, o poveste în care mulți dintre noi o să ne regăsim, pentru că atunci când cei care ne conduc nu-și mai fac treaba, cred că fiecare dintre noi trebuie să luăm inițiativă, pentru că avem o distribuție de excepție. Și în momentul de față, pe scenă... Și pentru că suntem într-un loc pe care oamenii trebuie să vină să-l descopere. Dacă nu știu deja, sunt sigur că sunt foarte mulți care cunosc acest spațiu, dar sunt sigur de asemenea că vor fi foarte mulți care vor începe să-l descopere. Și de asta. Așadar, Răpire în regia lui Daniel Hara și scenografia Mânicăi Păduraru.
Ne aflăm acum chiar pe scena Teatrului Independent Luceafărul, în proaspătul decor care se montează pentru piesa Răpire și, bineînțeles, alături de Monica Păduraru, care este scenograful acestui spectacol. Monica, cum ai gândit scenografia, costume, cum? A fost greu, a fost complicat? Spune-mi, te rog. Bună, Corina! Mie îmi place foarte mult ceea ce fac, așa că asta face ca lucrurile să nu fie nici foarte grele, nici foarte complicate. Am lucrat, evident, în strânsă colaborare cu Hara, care știa exact ce, unde vrea, cum vrea să se întâmple lucrurile. Voi deja formați un tandem pentru mai multe spectacole, pentru mai multe puneri în scenă. Asta e o chimie care se realizează și foarte bine când regizorul colaborează extrem de bine și strâns și fructuos, ca să spun așa, cu scenograful. Da. Acum se instalează. Acum se instalează. Sunt ultimele repetiții, publicul să vină să vadă premiera Răpire. Spune-mi mai multe. Nu pot să spun decât că sunt absolut recunoscătoare că am avut ocazia din nou să lucrez la o piesă împreună cu Hara, cu acești oameni absolut minunați și extrem de talentați. Și sunt foarte fericită să pot fi parte din acest proiect. Mărturisesc că abia aștept să văd Răpire și vă invit și pe voi să veniți la Teatrul Independent Luceafărul să urmăriți cea de-a șasea producție. Lângă mine este Petrică Paraschiv, managerul Teatrului Independent Luceafărul. A șasea producție, Răpire. Cum e? Cum e, nu piesa, cum e să conduci un teatru independent, să-l fondezi, să-l pui pe picioare, să-l faci să funcționeze și extrem de atractiv pentru publicul din ce în ce mai divers din București? E greu. Lipsă de odihnă, multă muncă, trebuie să formezi echipă care să plece la drum, pleci de la zero, fără nimic, și încerci să creezi ceva. E complicat, bine, dar e plăcut. Ce simți la sfârșitul unui spectacol, pentru că nu odată am fost în această sală și am urmărit producțiile Teatrului Luceafărul, ce simți când vezi valul de spectatori și auzi rundele de aplauze și bucuria care se vede în ochii lor? Te simți mulțumit, împlinit. Aplauzele și reacția actorilor la aplauze face toți bani. Deja nume mari joacă pe această scenă care se află în spatele nostru. Te rog să-mi spui un pic mai multe. Despre numele mari? Despre cine a pus piciorul pe această scenă până acum, de când ești managerul Teatrului Independent Luceafărul? Multă lume. Carmen Tănase, Emilia Popescu, Rodica Mândache, Maia Morgenstern, Virginia Rogin, multă lume. E greu, nu se înșir pe toți acum. Am spus doar câteva nume și o să mai vină. De ce ar trebui să vină publicul să descopere această piesă nouă, Răpire? Pentru că spune ceva un regizor din generația mai nouă, dar care este foarte talentat, o echipă care repetă de două luni fiecare zi aproape și care vor să scoată ceva din textul găsit de noi. Mulțumim frumos și îți urăm mult, mult succes și vom fi în sală la premiera spectacolului Răpire. Vă aștept!